Weekendul a fost unul de foc pentru polițiștii vasluieni. Victimele accidentelor rutiere au fost în mod special copiii lăsați nesupravegheați. La sfârșitul săptămânii, pe raza județului Vaslui, au avut loc 4 accidente de circulație. 3 dintre acestea au fost soldate cu vătămarea corporală a 4 minori, cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani. Cauzele evenimentelor rutiere au fost traversarea neregulamentară și neatenția în conducere. Polițiștii atrag atenția cetățenilor să respecte întocmai regulile de circulație, astfel încât să poată fi evitate astfel de incidente.